Nu există nimic. E doar o altă pungă cu fum. Politically corect și tot ce rezidă din acest lucru îmi repugnă. Nu mă interesează în primul rând, dar repugnă dacă încearcă cineva să mă explice. Eu am scos toate conceptele astea din viața mea și le-am înlocuit cu una singură, care se cheamă o rădăcină foarte solidă, sănătoasă și pe care nimeni nu poate să o destituie de foarte multă vreme încoace. Cam de vreo 60.000 de ani de când am apărut în această formă și cam de vreo 6.000 de ani de când ne-am constituit cumva, dincolo de triburi, în civilizație, așa cum numim, dar și civilizație o altă invenție. Eu mizez pe natură umană. Lucrez, exersez, înformez tribul, comunitatea, după preceptele naturii umane. Între preceptele naturii umane nu există politică corect. Există doar natură umană. Ceea ce vine și mi se impune din afară, ca și invenție alta decât cea care ține de natura umană, este nulă și neavenită. De aceea familia pentru mine înseamnă femeie și bărbat, punct. Dar uite, apropo de natura umană, pentru că citeam o carte care intra în istoria umanității și spunea bărbații și femeile trăind în triburile alea trăiau cumva la comun și aveau relații poligame. Asta spune Yuval Noah Harari în Homo Deus. Yuval Noah Harari apără poziția homosexuală. Pentru că el este un profesor homosexual din Tel Aviv, o minte strălucită, de geniu considerată, dar rămâne un om care își apără homosexualitatea așa cum o fac toți. Și atât. Cum eu îmi apăr heterosexualitatea din postura mea, așa el își apără homosexualitatea cu... I-am citit toate cărțile, nu doar cele trei care au apărut. 95% din stările de animozitate, certurile, despărțirile și divorțurile din familie se datorează banilor. Direct sau indirect. Adică... Asta e tot. De aceea, ei trebuie înțeleși, nu într-o educație financiară, nu în cursuri de vânzări, nu. De el și de ea foarte bine din prima secundă. Nu. În familie nu împărțiți cheltuielile casei. Bărbatul plătește casa și femeia are grijă de ea. Bine, aparent, și uite, o să-ți lansez o provocare. Multe dintre despărțiri se întâmplă și de la infidelități. Au legătură cu banii? Da. În toate scandalurile mari ale persoanelor vizibile, păcatul scos în față pentru destituirea publică a acelui personaj când nu mai e nevoie de el este adulterul. Este greșeala, eroarea supremă. Supremă. De ce săvârșește un tip adulter?